Aproape 80 de persoane nevoiașe au primit lemne pentru a-și încălzi locuințele. Reprezentanții administrației locale au anunțat că 76 de persoane aflate în evidența Direcției de Asistență Socială DEVA sau care nu realizează niciun venit au depus cereri la Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală DEVA pentru a beneficia gratuit de material lemnos rezultat de tăierile definitive și toaletările de arbori de pe domeniul public al municipiului. Materialul lemnos a fost acordat în perioada 2-7 februarie 2017. Pe de altă parte, SPIGM a demarat lucrările de întreținere a spațiilor verzi din municipiu și continuă toaletările de corecție la arbori pe baza solicitărilor venite din partea asociațiilor de proprietari.